Consiliu Local, convocat prin dispoziția numărul 166 din 19/9/2017, numai Comunia Groan. Din cei 11 consilieri care conform Consiliul Local sunt prezenți tot 11. Așa, fiind prezent majoritatea consilierilor nou, ședința este legată în titluri și poate începe lucrările. Având în vedere prevederea articolului 42 alineatul 5 din legea numărul 215, cum se aprobare proiectul verbal chiar la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Așa. Deci, proiectul verbal a fost adoptat în unanimitate de voturi. La ședință face pe invitat domnul de la Exclusiv TV și doamna Gerasenes-Polinița Umița. Acum rog pe domnul Deaconu Constantin să preia conducerea lucrărilor. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit ca comunice lucrări de ședință conform normelor legale și democratice. Dau citire ordinii de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea refacerii infrastructurii calamitate pe raza Comunei Ardeoani în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse în perioada 0304 din 2017 pe raza Comunei Ardeoani județul Bacău și întocmirea celorlalte documentații de refacere a infrastructurii. Inițiatorul de acolo primarul Comunei a vis Comisiile Unite. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâre introdus pe ordine de zi, da. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Victor Deaconu, reprezentantul Comunei Ardeoani în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează operatorul, inițiator Victor Deaconu, primarul Comunei, aviz Consiliile Unite. Adresa cu numărul 863 din 0709-2017 de la Școala Gimnazială numărul 1 Ardeoani, referatul viceprimarului Comunei cu numărul 5153 din 2309-2017, referatul cu numărul 5412 din 0509-2017. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Deci, în unanimitate de voturi a fost aprobată ordinea de zi. Intrăm în ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea refacerii infrastructurii calamitate pe raza Comunei Ardeoani în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse în perioada 0304-2017 pe raza Comunei Ardeoani județul Bacău și întocmirea celorlalte documentații de refacere a infrastructurii. Aviz Comisiile Unite. Doamna Anica Gabriela, președintea în Comisie de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Comisiile avizate favorate proiectul de hotărâre în forma prezentată. Deci, aviz favorabil. Dau cuvântul doamnei Gerasenescu Umița pentru a prezenta raportul de specialitate. Raportul de specialitate privind refacerea infrastructurii calamitate pe raza Comunei Ardeoani, în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, în perioada 3-4 septembrie 2017, refacere drumul Sătești pe raza Comunei Ardeoani, județul Bacău și aprobarea întocmirii documentațiilor de refacere a infrastructurii în vederea autorizării. Urmare pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse în Comuna Ardeoani, județul Bacău, în perioada 3-4 septembrie 2017, punctele de la Afarei Dumitru la Muntenașu Sorin, Ardeoani, Pascal Neculai la Duțu Costică, Ardeoani, Deaconu Ovidiu la Biserică Gianca, de la Munteanu Vasile, decedat doamna Viorica, soție, la Nuțul Mihai de Montenești, Vârlan Adrian, Aprăjescu, Vasilele Unteneș, conform procesului verbal al Comitetului de Județean de Situații de Urgență, forma din plutonier adjunct șef Axinte Lidia, Isu Bacău, inginer Covaci Paul, sistemul de gospodărire a apelor Bacău, inginer Deaconu Marian, Consiliul Județean Bacău, înregistrat la Primăria Comunia Groan, cu număr 5474 din 8 septembrie 2017, supunem aprobării Consiliul Local Ardeoani, lucrare, refacere, infrastructurii, calamitate pe raza Comunei Ardeoani, urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase în perioada 3-4 septembrie 2017, refacere drumuri Sătești pe raza Comunei Ardeoani, județul Bacău și aprobarea întocmirii documentațiilor de refacere a infrastructurii în vederea autorizării. Mulțumim, doamnei Gerasenescu Umița, dar vreau cineva să aprobă. Domnul Cearului. Sunt de acord cu materialul prezentat, întrucât a fost o comisie la fața locului, probabil ei au constatat exact pagubele care s-au produs cu ocazia calamităților. Dar dacă vorbim totuși de drumurile astea, am o întrebare. Dacă puteți să-mi spuneți din nou, probabil nu mai fost discuții cu tubul ăla de aici din spate, de la Bătnășoaia. Domnul nou Constantin de vreo 3 zile mă tot strică. Băi, neatigeri. Dacă l-o scos, știu probabil cei din primării, domnul vice sau primar, sau de ce l-o scos și care e situația acolo. Și tot îmi spune, domnule, care e situația cu tubul ăla? S-a scos un tub, eu n-am fost acolo, îi pun dreptate, probabil trece din zona aia. Și tot vreau să-i dau un răspuns. Ce sunt? Nu sunt niciun tub. Tubul este acolo. Tubul este acolo, numai că am deviat apa și am dat-o pe vechiul tub. Tubul care a fost pus în 70 ceva, 80. Și am zis, întreb în ședință, că vreau să fiu în ședință. În 2010, știți, am mâncat pe lângă tubul ăla apa și am mai pus un tub care l-am scos de acolo, de la biserică. Dar eu tot mișcat mereu, cei care lucrați în zonă știți. Era un gustare, știți? Și sunt gustați în drum. Dacă o mers apa atâția ani pe tubul, pe vechiul tub, îi dăm drumul tot acum, ca să facem un pod. Știți că mai fost discuția, așa. Să facem un pod. Ca să facem un pod, acolo trebuie cel puțin 300 de milioane. Ca să-i faci pile, să-i faci... Cum trebuie, nu mai merge. Ori dacă nu, putem face altceva, nu știu, dacă... Să cumpărăm materiale, să găsim forță de muncă și să mergem, nu știu, cu toți, ca să faci, că acolo îți trebuie 300 de milioane să faci podul ăla. Deci, domnule, că turneam lateral și turneam placul, domnul... Nu e așa, e ușor de a te apuca. Dar ca să te apuci de proiectat pentru un pod de ăla, deci cât te costă proiectul și avizele și timpul, cât trebuie un an de zile ca să... Și am dat drumul pe tubul vechi, cum a fost vechiul tub înainte, că așa când o să vină potopul, vine, poate să fie... Tubul să aibă deschidere 3 metri, că tot rupe. Asta este. Dar apa se infiltrează și pe tubul rămas. Și apa intră și prin tubul care... Așa mi-a scos un tub și am spus, deci n-am fost acolo, domnule, ce spuneți? Tubul este acolo. Băi, sau nu știu, băieți, ce-o făcut. Nu scos tubul din... Tubul este acolo. Tubul este acolo. Unul lângă altul, tuburile. Da, dar se mișcă părneau. Deci se mișcă. Dar tu nu știi că-ți pus să-ți din 2 sau din 3 bucăți acolo, că-ți niște tuburi ce-am luat de acolo. Unul zice și altul... Apa sapă pe sub tub și le mișcă. Și nu mai puteai să treci nici cu tractoare, nici cu... Și ca să putem lărge acolo drumul, așa, am înfundat, am făcut capitele, am adus niște betoane de la Bogdan din fermă și le-am pus acolo ca așa apărătoare să nu mai rupă și asta este, s-o lărgiți, că nu preia debitul de apă. Așa când, bun, când vine puhoiul, nu mai încape nici pe tază, nici pe nicăieri. Și dacă o să deversă apa în partea dinspre sat, e mult mai înalt terenul. Deci devarsă tot în partea aia spre... La canal. Da, tot acolo devarsă, nu devarsă. Da, mulțumesc. Deci o și spun. Mi-a zis și mie astăzi. I-a spus titlul. O fost. Și care e problema dacă vine ședință? Vine ședință, care e problema? Deci nu s-a făcut nimic, decât nu s-a cheltuit niciun leu când s-a pus, nu s-a cheltuit niciun leu când s-a reparat. Deci nu-i... Deci am făcut ce am putut. Tot la solicitarea cetățenilor am lărgit drumul, că nu se putea circula. Da, știi, că și Cornelul zice, atâtea ori, și Bogdan, și era normal, era normal, trebuia făcut ceva acolo. Și alte soluții, soluții sunt. Dar te costă cu documentații, cu tot ce e acolo, ca să faci podul ăla, te costă 700 de milioane, cred, cu documentații. Dar o să-l facem, o să fie bani. Trebuie o să fie. Da, mi-a fost normal. Păi dar ce s-a plăsat? Nu de toată valea asta. Ne-am putea să mențăm lumea? Nu putem. Și mai e încă o problemă acolo. Deci mai e încă o problemă. Și știți lucrul ăsta. Noi facem podul acolo la monte și ce faci cu subtraversarea drumului național? Că am făcut nu știu câte adrese la drumul național. Nu, timpul se face pur. Știți că am făcut 70.000 de adrese. Deci nu încă am discuții. La DN-ul. Când ajunge aici, iarăși. Deci aici e problema. Aici nu e problema acolo. Până la urmă trebuie rezolvată și cu DN-ul. Dar și nu e numai singura subtraversare. Deci aveam și la Ciușmele de acum. Nu sunt sare să mă duc la Grigoria, unde a murit băiatul acolo, unde s-a surpat, băiatul nu mai trece nimeni. De atâția ani. A fost papuci, mă, să pe marcaj, ce să mai... Toată apa din ploi de pe bazinul ăsta de aici se duce acolo, la drumul nou. Și subtraversarea aia la drumul nou, acolo, la Peco, are 600. Păi cum vreodată? N-ați văzut că buși de răstat, a fost apa până la tavanul casei? Păi despre ce discutăm noi? Așa, na, spunem, facem. Dar nu sunt problemele noastre astea cu drumul național. Și eu am făcut, am N adrese. Dar nu răspund la ele. Nu sunt fonduri. Asta, asta. Da. Domnul Ceru, mai aveți de completat? Nu, dacă știam că v-am spus titulor, chiar nu mai am spus pe gaz, să nu zic omul că nu am discutat tot ce trebuie. Domnul Rusu, poftim. Da, materialul prezentat de doamna Ruminița este foarte complet. Deci am înțeles că au venit toate comisii, sunt toate puse la punct. Sunt de acord cu materialul prezentat de am terminat. Mulțumesc. Dacă mai dorești ceva să adăugăm. Dacă nu supun la proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv, cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Victor Deaconu, reprezentant al Comunei Ardeoani în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează operatorul. Aviz Comisiei Reunite. Domnul Macadam Bogdan, președintele Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiei Reunite. Avizează favorabil raportul cu urmă prezentat. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta adresa din Bacău. După cum vă prezenta și domnul viceprimar, am primit în data de 21/9/2017 o adresă de Bacău din Bacău, pentru a supune Consiliul Județean în prima ședință a Consiliului Local să acordăm un mandat special domnul primar pentru ca în ședința, prima ședință care va avea loc la ADIB Bacău, se vor stabili noile prețuri pentru apa potabilă. Așa că n-am vreau să mai citesc. Dar de ce citesc? Da, de ce vreau să citesc. În perioadă vă transmitem atașat pentru a fi supus preaprobare cu celeritate în prima ședință a Consiliului Local proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantul dumneavoastră în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în vederea exercitării votului referitor la aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează operatorul. Se referă la și e vorba de operatorul CRAN. Actele adiționale la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare, numărul 556/2016/2000/29/11/2010 și numărul 33, 34 și 35 din draftul de documente aferente vor fi transmise în format editabil pe adresa dumneavoastră de e-mail. Nu mă adoptări hotărâri, vă rugăm să comunicați pe adresa de e-mail la fax asociației. Deci am și documentația fax, referat, fax, tot. Așa că dumneavoastră acum trebuie să mandatăm pe domnul primar, dânsului care reprezintă unitatea din plănic teritorială în cadrul adunării generale, ADIP Bacău, așa că dumneavoastră trebuie să și aprobați. Mulțumim, domnule secretar, dacă doriți cineva să acumulă. Domnul Rusu. Da, sunt de acord cu ce a prezentat domnul așa și pentru mandatarea domnului primar, pentru a prezenta în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează operatorul. Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Adresa cu numărul 863-070-9-2017 de la Școala Gimnazială numărul 1 Ardeoani. Dau cuvântul domnului secretar pentru a da citirile adresei. Deci, având în vedere prevederea articolul 96 alineatul 2 din legea numărul 1/2011, legea învățământului cu modificări și completări ulterioare prin care se precizează. În unitățile de învățământ de stat, Consiliul de Administrație este organ de conducere și este constituit din 7-9-13 membri astfel. În cazul unităților de învățământ de nivel gimnazial, cu un singur rând de clase, Consiliul de Administrație este format din 7 membri. Următoarea componență: 3 cadre didactice, inclusiv directorul, 2 reprezentanți ai părinților, primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al Consiliului Local. Directorul este membru de drept al Consiliului de Administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și pentru învățământul preșcolar și primar. Vă rugăm să ne comunicați, să scrieți numele persoanei care vă face parte din Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale numărul 1 Ardeoani, anul școlar 2017-2018. Deci, după cum știți, În fiecare an trebuie să adoptăm în ședința de Consiliu Local, să nominalizăm o persoană care să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii Generale de Ani, nu al Mună Ardeoani. După cum știți, în mandatul trecut, adică în anul școlar 2016-2017, a fost domnul Rusu Alexandru. Acum dumneavoastră, dacă considerați domnul Rusu Alexandru, acum nu, vă rog să faceți propuneri. Eu propun să rămân tot, dar acum de vedere că acum aș experiență. În privința asta? Are ținut. Are timp? Are ținut. Timp. Timp. Și se place. Deci, rămâne ca domnul Rusu Alexandru să facă parte în Consiliul de Administrație de la Școala Dumnezeu și pentru anul școlar 2017-2018. Deci, toată lumea este de acord, da? Supun la vot? Cine este pentru cadrul? Nu? Referatul cu numărul 5053 din 2308-2017, care se referă la achiziționarea unui metru de cherestea pentru reparații la podele Montenești. Deci, după cum știți, reparațiile au început, au fost câteva probleme pe acolo, s-au rezolvat. Dintr-un metru cub de cherestea s-au consumat un sfert, sau mai puțin de un sfert, restul avem aici depozitat. În momentul în care vor mai fi probleme, luăm de aici ca să nu ducem de fiecare dată, o scândură sau... Deci, restul de material e aici. Da. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, eu tine. Ești de acord? Zăi, da. Atunci trecem la următorul referat. 5412 din 05-09-2017. Dau cuvântul domnului secretar. Deci, prin prezența va lua la cunoștință necesitatea de a efectua evaluarea patrimoniului din domeniul public și privat al Comunei Ardeoani. Menționez că precedenta evaluare a fost efectuată de către SC Evaluare Imobiliare Soluțion SRL Onești, în baza contractului de prestări servicii numărul 3324 din 23/9/2014. Conform prevederilor legale, în vigoare, evaluare se face cel puțin o dată la 3 ani, fapt ce se impune contractarea cât mai urgentă a unui evaluator autorizat. Sigur că tot domeniul public care îl avem noi trebuie făcută numai inventarierea, cât și evaluarea fiecărui, obiectiv în parte. Așa că nu putem noi să evaluăm pe comisiile noastre de inventariere care le avem, ci trebuie o firmă specializată. Așa că, am la cunoștință că trebuie să contractăm, probabil că nu știu, cunoscând problemele comunii, ar fi bine, cred că, să păstrăm același evaluator care a fost și acum 3 ani, în 2014. Acum, în asta... Discuții? Imaginea referatului domnului secretar? Dacă sunt, dacă nu... Sunteți de acord ca să... Sigur. Da, e obligatoriu. Obligatoriu. Vrei, nu vrei? Dar cine a fost domnul secretar de evaluatorul? De la Onești, asta a fost. SC Evaluări Imobiliare Soluțiilor SRL Onești. Da, dacă mai sunt ceva discuții. La diverse, ați zis ceva. Bă, treabă lumea pe acolo, la noi. Și am trebuit să continui. Acum, față la Ardeoani, să continuă, nu? Normal. Problema iar, mai câteva bătrâni care mai știu, mă duc și cu bacul. Problema lemnelor. Am vorbit cu domnul Popuz și a spus, domnule, nu avem ce să mai marcăm acolo la dumneavoastră. Acolo zice, eu îmi pau, mai ce să mai... Așa. Asta e o problemă. E nu știu să de... Să-i lasă să ducă la pădure. Nu e treaba primăriei, să-i lege, oamenii au titlul de proprietate, o să doar că noi avem titlul. Vedeți că acolo vedeți care sunt condițiile, să marcați. O avânzit pădurea, acum nu mai vezi. Dacă e păzită, atâta pădurea. Dar mă răspândea sonorii, ce treabă primăria. Mai dorește ceva să termină și cu lemne și o să fie epuizate toate problemele la urmă de științe care nu se poate.